Bine ați venit la Biblioteca Județeană, într-o seară specială dedicată colegului nostru Dan Iacob, dar prilejuită și de apariția unei cărți, o carte, sper eu, de referință, atât în colecțiile unei biblioteci, cât și a iubitorilor de filozofie, a celor care l-au cunoscut, l-au citit pe Constantin Noica. Este o carte pe care a scris-o și a gândit-o atât în ultimul an, cred că și după vârsta de 41 de ani, când a început să scrie, așa cum îi recomanda Constantin Noica, atunci când credea domnia sa, un om este pregătit spre a reda culturii ceva din experiența de viață, din cultura lui și din formația intelectuală. Sunetul Noica este o carte apărută la Papirus Media. Este o antologie de autori, texte și teme legate de viața și opera filozofului român. Ea, cred că, a încolțit în mintea autorului și a fost provocată atât de întâlnirea directă cu Constantin Noica, dar și în acea activitate de cercetare a surselor istorice, a textelor, antologiilor și a tot ceea ce s-a scris despre Constantin Noica. Spunea undeva în paginile și în prefața acestui volum și în argumentul său că l-a cunoscut pe Constantin Noica și citez din acel argument. În acei ani eram student la una din facultățile Institutului Politehnic din București și după lectura jurnalului, se referă la jurnalul de la Păltiniș, a urmat un scurt schimb epistolar cu filozoful stabilit la Păltiniș, însoțit de invitația de a-l vizita. Așa se face că m-am numărat printre zecile de tineri care i-au pășit pragul. Am făcut asta după ce i-am citit și conspectat cărțile și după parcurgerea listei de lecturi filozofice pe care mi-o trimisese. În unul din dialogurile pe care le-am avut la Păltiniș, m-a sfătuit să nu mă grăbesc să public. Până la 40 de ani, mi-a spus, porți pantaloni scurți în cultură. Poate că este adevărat. Poate că dumneavoastră, cei care sunteți aici, iubitori de cultură, dacă vă gândiți bine, se pare că a avut dreptate. I-am ascultat sfatul și am publicat prima carte în 2001, pe când împlineam 41 de ani. Și iată că am încheiat acest citat din argumentul lui Dan Iacob. În decursul timpului a publicat, a rescris acea ramură de liliac și nu numai, biobibliografii și tot ceea ce i s-a părut provocator și important în cultura română. Este un volum, zic eu, și o antologie complexă, pentru că dacă ne gândim la structura lui și cei care aveți fie cartea în față sau veți avea curiozitatea să o citiți, o să găsiți un argument, apoi o cronologie a lui Constantin Noica, a vieții, operei și abordărilor critice, apoi un capitol Sunetul Noica și câteva fragmente din opera sa, apoi Neodihna de Noica, câteva interpretări din opera filozofului, capitolul 2 ale diferitelor personalități, începând cu Gabriel Liceanu, Dan Câmpeanu, Mircea Vulcănescu, Mircea Eliade, Lian Mungiu, Mihail Sebastian, Monica Lovinescu, Vasile Demzanfirescu, cu părintele Galeriu între Geneze și Apocalipsă, convorbiri cu Dorin Popa, deci cărți despre întâlnirea și ceea ce s-a scris despre Constantin Noica, referințe critice, opere, autori și texte. Undeva în acel volum, Dan Iacob spunea că acum, după ce a citit atât de mult despre ceea ce s-a scris și s-a spus despre Constantin Noica, consideră că pilonii culturii române se sprijină și pe această operă a filozofului Constantin Noica. Iată de ce cred că fiecare din dumneavoastră, dacă veți răsfoi această antologie de texte, veți găsi înțelepciunea și filozofia omului și filozofului Constantin Noica, cei care interpretează despre cei care l-au cunoscut,
tot ceea ce s-a scris și o sinteză a biografiei lui Constantin Noica. Un punct de vedere, un argument al celui care este pasionat, scriitorul și bibliotecarul Dan Iacob. Un iubitor de carte, de cultură, de filozofie și de oameni. Astăzi, când aniversează 60 de ani de viață, să-i spunem la mulți ani, să ne trăiești într-o prietenie, colegialitate și cultură și să ne bucurăm unii de alții în această călătorie a vieții. La mulți ani! Până când domnul Brăneanu, președintele filialei Bacău, Uniunii Scriitorilor, își reia unul din locurile rezervate și așteptate a se ocupa, avem și un invitat special, domnul Florin Țuțuianu, care ne va încânta cu câteva acorduri muzicale. Bună seara, la mulți ani, domnule Daniel, mulțumesc pentru privilegiul de a fi împreună cu dumneavoastră astăzi. Și o primă piesă, Bacoviana, se intitulează o compoziție pe versurile poetului bătoan Victor Munteanu. Pe străzi de ude, Street.
lăsa cu mâinile în frig. Sunt de la 10 ani pe scenă, dar emoții ca să ne-am dat un emoțiile au și partea lor pozitivă. Iată de ce acum îl invităm pe domnul Brânanu, aici alături de noi. V-am luat cam repede, sunteți de pe drum, dar întotdeauna sunteți pregătit. Iată, ca orice președinte. Poftiți, vă rog. Da, nu vorbesc o oră despre noi, că lăsăm pe cei care sunt specialiști să vorbească despre noi, da, putem vorbi mai mult. Da, bună seara, sărbuna doamnelor și doamnilor și domnișoarelor, bună seara domnilor. Iată, n-am venit cu mâna goală, am venit și cu domnul Petre Isache și am venit și cu Țuțianu, care e de-a nostru. Și cu lac peste pupuz am așa televiziune, așa că domnul v-a făcut o surpriză. Bine, domnul Țuțianu l-ați azi dumneavoastră, dar nu contează, e tot de-a nostru, din fosta regiunii Bacău. Ca să împăcăm pe toată lumea. Despre eveniment... Am înțeles că faci o frumoasă vârstă astăzi 60. Și n-a spus la nimeni mai ceva decât doamnele. S-a păzit să ne spună câtă vârstă, ce vârstă face. Oricum, vă urez multă, multă sănătate, bucurie, să aveți inspirații, să scriți cărți multe și cititori și mai mult să aveți, că într-adevăr scrim cărți multe și cititori tot mai puțin. Da, nu contează. E bine că se scrie și e bine că rămâne ceva în urma fiecărei generații pentru generațiile care vin. Creăm o istorie și această istorie e normal să o știm și să o dăm pentru generațiile care vin. Sper că în seara asta discutați și despre Noica. Primul rând despre Noica. Sunetul Noica. Primul rând despre Noica. Bun. Este interesant, într-adevăr, că avem totuși în fața noastră cineva care a fost, l-a cunoscut personal pe Noica, care a stat la taifas cu Noica, la o vârstă tânără, într-adevăr, 26 de ani, vă dați seama, impresia pe care, cu siguranță, i-a lăsat-o Noica lui Dan Iacob, dacă după aproape 35 de ani, totuși s-a apucat să scrie această carte, Sunetul lui Noica. Cu impresiile de atunci, proaspete astăzi. Bun, e partea, să zicem, mai puțin... scrisă de către, în această carte, de către domnul Dan Iacob, pentru că cel mai multe, marea majoritate a cărții din texte comentate, anotate, texte scrise de mari cărturari români, începând cu Eliade, Vulcănescu, Blaga și mulți alții. Nu stau să iei numări, găsiți în această carte comentarii foarte multe, foarte bune și aplicate asupra a ceea ce reprezintă Constantin Noica pentru cultura românească și pentru filozofia românească. Dat și știm foarte bine că noi n-am avut foarte mulți filozofi, trebuie să o spunem, să o recunoaștem, și filozofi de sine stătători, care să creeze curente filozofice. Noi că am încercat un curent, să zicem, specific românesc, pornind de la ceea ce înseamnă spiritualitatea românească, spiritualitatea creștină, îmbinându-o cu profunda lui cunoaștere, mai ales a filozofiei germane, a lui Kant, a lui Hegel, cei doi mari corifei ai filozofiei germane, și cred că a reușit o simbioză care să caracterizeze și cultura românească cu o anumită stare filozofică. Aceasta este meritul lui Noica. Eu nu, nefiind filozof, n-o să încerc să intru în profunzimea noțiunilor din această carte. Sper că domnul Lucian Stroche, nu? Nici nu sunteți filozof? Sau cei care vor vorbi despre carte mai mult decât mine, să o facă într-adevăr cu aplicarea necesară. Oricum, felicitări, domnul Dan Iacob, pentru această carte minunată care a scris-o și că l-ați adus din nou în actualitate pe acest mare filozof gânditor român care este
Constantin Noica. Mulțumim și sper că va fi o seară bogată spiritual, sufletește, și vom trăi momente deosebite discutând pe marginea acestei cărți, iar dumneavoastră, domnul Dan Neacu, Dumitru Iacob, e Dumitru sau Dan până? Pseudonimul de scriitor, da. Atunci folosim pe amândouă, Dumitru Dan Iacob, ia să lămurim problema, la împlinirea acestei vârste frumoase. E o vârstă de tinerețe, e prima tinereță, de fapt, din a treia parte a vieții, dar e prima tinereță, a treia parte a vieții. E frumoasă și e bine că ați ieșit în lumea creației literare cu Noica de mână și sperăm în continuare să dați multe cărți bune, mai ales ceea ce privește, la care noi sunteți foarte bine documentat, ce privește teologia creștină, filozofia creștină și ceea ce caracterizează spiritul pur, autentic, românesc. Eu vă urez succes în continuare și noastră să avem o seară încântătoare care să o ducem, să o purtăm în sufletele noastre și în mințile noastre încă mult timp de acum încolo. Și totdeauna când îl vedem pe domnul Dan, Dumitru, așa, Iacob se zice, domne, ce mai faci filozoful nostru, Noica? Vă mulțumesc. Mult mai bine, o seară plăcută. Mulțumesc, domnul președinte. Îl invităm să ne readucă pe aripile muzicii cu emoția și daruirea. Următoarea melodie este tot o compoziție pe versurile prietenului meu, drag, Lucian Strochi. Cântec blând de leagăn.
trăită. Acum îl invităm pe domnul Lucian Strochi. Se poate și așa. Dumneavoastră aveți o anumită înălțime, dacă eu vorbesc, vă oblig să vă uitați în sus și nu e bine. Sunt aici câțiva sfinți părinți și se poate și interpreta chiar. Se spuneau de cei 40 de ani ai prietenului nostru, Dan Iacob. Nu, 40. Revin. Deci, în momentul în care a început să scrie. Și m-am gândit că nimic întâmplător. Vedeți, până și limbile ne ajută. Cum se spune în limba rusă la 40? Soroc. Soroc. Deci a venit sorocul. Cum se spune în franceză la 40? Carant. Deci a trecut prin carantină până la 40 de ani. Dar în China n-am. Și atunci, într-adevăr, 40 de ani este vârsta când ai acumulat destul ca să poți să dai și operele. Spun asta pentru că, așa cum bine știu majoritatea, se debuta foarte greu cu ani în urmă și debuturile erau undeva așa la 35-40 de ani. Și țin minte de o întâlnire cu regretatul George Bălăiță și spunea, domnule, stau și mă întreb de ce mai scoateți cărți. Că deja sunteți cunoscuți, sigur, el ridica. Deci acum îl întreb pe Dan de ce mai scoate cărți, că de așa îl știe lumea și așa mai departe. Dar trebuie, am să ajung din nou la Dan în final și vreau să ridic o problemă de maximă gravitate pentru cultura română. S-a sugerat la un moment dat, avem sau nu filozofi? Domnul Brăneanu a spus, eu nu sunt filozof. Eu am spus același lucru. Și cred că nimeni nu prea are curajul să spună, eu sunt filozof, chiar dacă poate să vină cu pata la mamă. De ce? Pentru că, curios sau nu, singurul autor cu sistem din cultura română este un nemțean. Și anume, e vorba de Conta, care vine cu teoria ondulației universale, cu, mă rog, din care Blaga va prelua foarte frumos spațiul meritic și toate celelalte. La fel, nici în poezie există un curent german, toată lumea știe, acel Gedanken liric, lirica de idei. La noi nu a prins. Singurul reprezentant notabil este Panait Cerna, care nici el nu e o valoare, cum să spun, de prim raft. Deci nu a prins. Și atunci, întrebarea care se pune, românii nu pot gândi, nu sunt gânditori, nu sunt precum germanii, care oricând pot să-ți facă un sistem, fie că e vorba de Kant sau de Hegel sau mai știu ce. Nu. E vorba de altă structură. Și țin minte o discuție pe care am avut-o cu foarte mulți ani în urmă cu o scriitoare franceză care spunea literatura română e undeva în est, mă rog, nu dis. Și atunci, puțin iritat, am spus, care este genul vostru național în care v-ați manifestat? Și a spus eseul. Bun, și dacă eu îți arăt că din 10 esei francezi, 8 sunt români. Și am început să-i număr. Eliade, Sioran, Lutzman, Servien și toți ceilalți. La care am văzut că se schimbă la față și a zis genial. Deci iată că
trebuie să redimensionăm lucrurile, să le vedem așa cum sunt, pentru că până la urmă și Unamuno și Ortega y Gasset, care sunt considerați mari filozofi, nu sunt propriu-zis filozofi. Deci să vedem ce înțelegem noi prin filozofie. Pentru că, dintr-un punct de vedere, noi ca e unul dintre cei mai mari filozofi ai noștri. Într-un anume punct, nimeni nu a scris despre cuvântul românesc, apropo de rostirea într-o ființă și despre anumite cuvinte, cum a făcut-o el. Deci este un filozof. În același timp, el este unul dintre cei mai mari eseiști pe care i-a avut. Și toată influența pe care a avut asupra tineretului, de aici pleacă, de la excelenta scriitură. În același timp, este o conștiință. Aici se întâlnește cu o întreagă generație. Eu nu știm a cui să o numim. A lui Nae Ionescu? A lui Eliade? A lui Vulcănescu? A lui Cioran? A lui Noica? Și așa mai departe. Deci, câteodată istoria ne joacă feste. Aglomerează în anumite perioade cultura cât pentru secole, poate 30 de ani sau ceva. Toți aceștia au fost mari gânditori. Deci, iertați-mă dacă voi spune că, în primul rând, mie, Noica îmi spune următorul lucru. Noica este unul dintre cei mai mari gânditori români. Și prin asta înțeleg și filozoful, și stetul. Cum bine se știe, sau mă rog, ar trebui să se știe, a scris și versuri. Da. Și așa mai departe. Deci chiar volum, adică nu numai asta. Pe de o parte. Pe de altă parte, Noica se întâlnește cu toate spiritele. Oare de ce? Numai pentru că un tânăr de 20 și ceva de ani scrie o scrisoare și răspunde și se întâlnesc? Nu. Pentru că marile spirite așa procedează. Eu am avut profesori care invitau acasă studenți care îi se păreau mai răsăriți așa, fără să știe unul de celălalt, în ideea de a face acea ucenicie. Și asta s-a întâmplat și cu Noica. Deci el a devenit profesorul, apropo și de gânditor sau ceva, pentru o pleiadă întreagă de străluciți filozofi de mai târziu. Dar revenind la această carte, sincer să fiu, înainte de a o deschide, m-am temut pentru Dan, pentru Noica și pentru carte. Știam dragostea lui pentru Noica, pe care o mărturisește public de fiecare dată și un exercițiu de admirație pe care îl are tot timpul. Și atunci mă temeam ca nu cumva acest patetism firesc, organic, necesar, spuneți-i cum vreți, să nu dăuneze asupra conținutului. E bine, l-am martor pe maestru Isaki, care, dacă n-a citit-o, va citi cu toată atenția și acribia filologică. Da. Deci cartea, după mine, are structura unei teze de doctorat. Atât de riguros este. Cu siguranță suntem mulți de vârste apropiate și știm că apăreau în Franța acele cărți par lui Mem, în care autorul era prezentat prin propria sa operă sau prin mai era ajutat cu citate din alte opere. Ceea ce face Dan este mult mai mult. Adică, metodic, prezintă viața, sigur, cu frumusețea metaforelor, cu neființa, cu tot astea. Adică trebuie să ai o inițiere ca să poți să citești. Cu argumente, vreau să vă spun că am avut surpriza să văd în bibliografie oameni care în viața de toate zile se detestă. Nu dau nume, dar iată, sunt uniți într-un Noica. Și Dan a avut cinstea, probitatea, să-i pună alături.
dat asta avantajul, pentru mulți a fi bibliotecar e un lucru relativ. Se uită că cu vreme în urmă, adică niște mii de ani, mă refer, bibliotecarii erau cei care dominau lumea. Deci un Tales din Milet era bibliotecar. Era Tostene, cel care măsoară prima dată lungimea ecuatorului sau ceva, era bibliotecar. Biblioteca din Alexandria era o instituție de elită și era un centru nervos al informației. Ceea ce încearcă să facă și o bibliotecă județeană, unde puțin știu, dar aproape 95% din ce se cunoaște se găsește aici. Ei bine, ce se întâmplă? Dan, în calitatea lui de bibliotecar, a avut pe lângă har, pe lângă dăiruire, pe lângă chemare, pe lângă toate aceste calități, pe lângă deschidere, pe lângă formații. Pentru că el are structura naturală, fără să fie un bigot sau ceva, dar el a trecut pe la Athos, el a trecut pe la... Adică are, s-a inițiat și s-a auto-inițiat. Cum s-a inițiat prin tehnică, s-a auto-inițiat prin acele călătorii și așa mai departe. Și atunci a putut să scrie carte. Și a scris-o cum? Venind cu o structură, vă spun, de teză de doctorat. Nu cred că dacă ar prezenta unei comisii serioase, nu știu cine ar fi președinte, dar așa, alcătirii sau ceva. Deci, după părerea mea, cartea merită foarte mare atenție. Se întâlnesc seriale, pe lângă viața, apare și Desâmbu, apare și Steinhardt, apare și Acterian, și atâția, numai cu jurnale, și se putea. Deci, dacă s-ar face o istorie a jurnalului românesc, aproape toți îi găsim aici. Pentru că, prin jurnal, jurnalul nu-ți permite să falsifici o realitate pentru că te descalifici. Sigur, el e pătimaș, sigur, e subiectiv, e cu totul altceva. Noi, ca acum, cum apare, păi, nu știu cine a gândit coperta. Părintele Paiu. Directorul editorii, Părintele Paiu de la Roma. Dar, uitați-vă, aici sunt numai puțin de 6 imagini, dar aș spune că odată seamănă cu Edgar Papu, mă refer aici. Altădată seamănă cu Vianu, altădată cu Noica, altădată ca gest cu Blaga și așa mai departe. Deci până la urmă ajungem la o concluzie surprinzătoare. Până la urmă toți intelectualii seamănă între ei chiar fizic, în anumite momente. În anumite momente, domnul Brăneanu va semăna cu, să zicem, Petru Isaghi. Nu că n-am zis că seamănă cu o femeie, domnule Petru. Așa. Deci, asta e. Ori, noi că a avut, între toate, și carismă. În general, noi ne ferim de subiecte tabu, ba chiar se sugera că de ce a ajuns, că ce s-a întâmplat, că era mai mult sau mai puțin legionar sau ceva. Eu vă spun că în Biblioteca Județeană Neamț am citit un articol de Constantin Noica într-o revistă legionară, ca editorial, în care spunea să fim înfiorători de blânzi. De bun. De blânzi. La care eu am rămas, la ce se referă? La urma urmelor, ce e greșit în a cere unor oameni acest lucru? Că putem discuta doctrine, că putem încerca tot soi de clasificări. E cu totul altceva. Dar să rămânem, cel puțin după ce am citit cartea, cu imaginea luminoasă a unui om care, sigur, nu va fi niciodată sfânt, nu va fi canonizat, dar care are aureolă.
Eu așa l-am văzut întotdeauna pe Noica. Chiar dacă ar fi stat în întuneric, el lumina. Atât cât să-i se vadă chipul și atât cât să se vadă și chipul tău în relație cu el. În rest, Dan Iacob e în carne și oase, îi doresc să scrie cât mai multe cărți. A ajuns la 60 de ani, se spunea că de fapt e... Nu, Dante vorbea la un moment dat că la 30 ceva de ani el are la jumătatea vieții, ar însemna că el e o ruină din punctul ăsta de vedere. Dar, dintr-un alt punct de vedere, doctorul Răzeșu e de față, nici măcar n-a intrat în longevitate, sau doctorița Antochi e chiar prea tânăr, nici bătrân nu e. Îmi cer scuze. Deci, să-i urăm să mai pună niște ani. Și, da, ne permitem să închei cu o glumă, pentru că atunci când vorbim de vârste, trebuie să glumim. Am fost de față la un moment unic, Ion Irimescu împlinea 98 de ani. Și venise multă lume, poate nu chiar atâta cât acum, și o tânără reporteriță a venit și a spus: maestre, vă felicităm, vă dorim să împliniți 100 de ani. La care el s-a uitat așa trist și a zis: numai atât? Deci, Dan, îți doresc 100 de ani, zici și tu numai atât și să vedem. Pe urmă. La cât mă dor oasele, nu. Pe urmă mai vedem. Eu cred că spiritul cărții al lui Noica, care era un om de o căldură extraordinară, și în spiritul lui Dan, care poate să fie foarte ironic, și care e un om total, de la un excelent recitator, om de teatru, mă rog, showman, sau cum vrem să-i mai spunem, este și un gânditor. Deci ceva din morbul lui Noica i s-a transmis, nu știu cum se numește virusul ăsta, așa, dar până la urmă să încheiem să spun că noi, ca Noica, și așa mai departe, vom încerca să ducem făclia culturii și Dan Iacob o face cu toată cinstea. Și e ceva ca directorul unei instituții să te laude. Cel puțin pe următorul an ți-ai asigurat postul. Ideea e că dacă e și ziua mea astăzi, n-are cum să nu mă laude măcar de ziua mea. Adică pe urmă mă cheamă luni și îmi spune: mă băiete, ce ai tu de făcut, dacă vrei să mai rămâi în bibliotecă? Și din atâtea profesii sau ceva, începând de la ingineri, medici, preoți, mă rog, inclusiv filologi, înseamnă ceva. Înseamnă că cultura română are nevoie de prezența dumneavoastră. Și dumneavoastră aveți nevoie de cultura. Și atunci să lăsăm crizele să le judece alții și așa mai departe. Și să ne ocupăm de ceea ce ne este drag tuturor. Așa, și să formăm acel popor al vieții. Care sunt? Mulțumesc! Carte, domnule Petre, domnule Jachi, și să nu fiți prea aspru cu ea. Nu. Următoarea melodie se intitulează Piatră de Nepiatră, pe versurile lui Cornel Galben. Piatră din
mă iartă. Piatră, piatră, de nepiatră, arde-n chipul, arde-n chipul și mă iartă. Piatră, piatră, de nepiatră, arde-n chipul și mă iartă. Piatră, piatră, de nepiatră, arde-n chipul, arde-n chipul. Și poezia întotdeauna se întâlnesc undeva în sufletele noastre și în devenirea umană, și pentru că întotdeauna efortul autorilor de a așterne gânduri, concepte filozofice, de a memora și aduce în atenție valori ale culturii române cu valență universală, este una din preocupările și ale colegului meu Dan Iacob. Le rog acum să ne mărturisească ce l-a motivat să scrie această carte, care sunt începuturile ideii și cum a ajuns la starea de devenire și maturitate de astăzi, la 60 de ani. Mulțumesc! În primul rând vreau să vă mulțumesc dumneavoastră că sunteți aici, începând cu sora și cumnatul de la Bacău, cu membrii ai familiei mele, cu prieteni. Viața mea s-a desfășurat pe mai multe nuclee. Un prim nucleu a fost colectivul de la ICF, domnul director Ostache mi-a făcut bucuria să fie în seara asta alături de noi, cu foști angajați. Noi ne întâlnim anual, anul ăsta pregătim un prag 60 noi la ICF, pentru că iată când eu mă nășteam, se înființa această întreprindere de drumuri forestiere, care a fost înființată spre a face drumul forestiere să fie luat lemnul pentru cofrajele de la Bicaz, de la hidrocentrală. Iată, am muncit acolo 11 ani și deci la fiecare lansare de carte țin în primul rând să sun pe foștii colegi, acum prietenii mei de la ICF. Acum sunt oameni din grupul Aloe Vera. Eu din 2000 am intrat în acest grup produse nemaipomenite și începând cu managerii mei, Doina și Adrian Cristache și cu membrii grupei sunt aici de față, tot așa, lansările de carte. Părintele Protopop, sigur nu mai spun, Părintele Pantalon, profesor Rotaru, familia Neagoie. Deci iată, la un moment dat spunea Mircea Vulcănescu, încercând să-l definească pe Constantin Noica, și-a adunat prietenii și și-a ridicat împreună cu ei o casă. Ce veți servi după întâlnirea noastră acolo pe hol, nu sunt produse cumpărate de mine, pentru că scriitorul are idei, are cărți, nu prea are bani. Și atunci prietenii mei s-au gândit să-mi facă bucuria, să aducă unul vinul, altul țuica și așa mai departe. E bine când ai asemenea prieteni care, iată, la 60 de ani fac acest deși nu l-au făcut doar la 60 de ani. Sigur, doamna Maria Vasiliu, doamna manager de la Enzime și Derivate, Liana Măzăreanu,
nu am timp, familia Ciobanu, domnul Ciobanu, doamna doctor, deci oameni cu care am stat seri întregi, cu care, așa cum spuneam noi, ca am cuminecat, pentru că pornind de la Sfânta Cuminecătură, la Sfânta Împărtășanie, spuneam noi că trebuie să depășim nivelul comunicării, trebuie să cuminecăm, adică să spunem mai mult decât înțelesurile de primă mână. Și iată, am avut privilegiu și la Părintele Pantolon acasă, în acel foișor, și la domnul ambasador Artenie, care, din păcate, acum nu este în piața, e la București, și, sigur, pe rând la mulți dintre voi. Nu mai spun de domnul Părinte Brăneanu, care cu atâta drag mă privește, și la Alexandriada, și la toamna poeților bacoveana. Deci acolo, la Bacău, mă simt ca acasă. Regretul meu este că nu pot să merg mai des, deși văd pe Facebook lansările de carte. Mă bucur că ați venit. Domnul doctor Răzeșu, nu mai spun, cu care făceam drumuri la Fălticeni să ne desfătăm cu discipolul lui Vasile Lovinescu și cu domnul doctor, care acum am înțeles că e prin Germania, domnul Filimon. Deci ani și ani. Practic, dacă sunt astăzi așa cum sunt la 60 de ani, n-aș putea fi așa cum sunt fără dumneavoastră. Pentru că o vorbă care îmi place și îi plăcea foarte mult Noica vrea să o scrie pe râvnita lui Școală de Înțelepciune, este din Leon Bloi. Nu se știe niciodată cine dă și cine primește. La un moment dat am primit mai mult decât v-am dăruit. Și chiar îi spuneam Părintele Pantolon că acolo la foișor s-au dezbătut multe teme care apoi s-au regăsit în cărțile mele. Domnul profesor Rotaru, care, dacă i-ați vedea boxa, n-ați mai plecat de acolo, deci o boxă superbă, un bar de vin bun și filozofăm și totdeauna pornim de la presocratici, dar când să ajungem la Plotin, ne cheamă doamna sus și nu mai... Acum trebuie să pornim de la Plotin ca să... În fine, asta e toată chestia. Mai sunt și momente de astea. Ideea este următoarea. Vă iubesc cu acea iubire de care vorbesc grecii, iubirea prietenie. Pentru că la un moment dat, până la urmă, nu contează nici câte costume de haine ai, nici câte case, nici câte mașini, contează câți prieteni ai. Când pui mâna pe telefon și spui, vreau să vin până la tine, vreau să discutăm, da? Și spui, vino! Și simți că te poți duce fără să mai iei o cutie de bomboane sau o buchet cu flori. Am depășit nivelul ăsta. Da? Să vin să discutăm. De multe ori când apare o carte, îi trimit poza Părintului Pantolon pe WhatsApp. Deci nu știu când ajung în oraș. Cumpără-mi-o tu. Vedeți, lucruri de astea, ne bucurăm. Dânsul ne-a arătat la toți cartea lui Victor Franca, Omul în căutarea sensului vieții. O găsiți pe undeva prin țară. Și am citit-o tot. Și acum e o carte care ne revenim la ea și tot revenim și tot revenim. Ei, eu în seara asta vreau să vă aduc în inimă sunetul Noica. Dacă tatăl meu trupesc, Dumnezeu să-l ierte, a fost un om de ispravă, dar un om simplu, un șofer, n-a avut ocazia să facă școală, că așa au fost conjuncturile. El nu avea bibliotecă în casă, dar Noica a fost pentru mine un tată spiritual, pentru că întâlnirea din august 1986 de la Păltiniș, în primul meu concediu de inginer stagiar, eu nu m-am dus la munte, nici la... M-am dus la Constantin Noica. Puteam să stau acolo și două săptămâni, dar într-o săptămână m-a pus pe cale. Este exact sentimentul care l-am avut când i-am dus la mănăstirea Bistrița în 1985-86, i-am dus Părintele Iustin cartea Cămașa lui Hristos. Nu știam cine e Părintele Iustin, el era undeva într-o strană, în biserică, i-am dus cartea și a ieșit puțin și a spus, da, cartea asta s-a întors la mine după 2 ani. Dar tu ce faci, cine ești? Și am zis, tocmai citesc istoria religiilor al Mircea Eliade. Și a spus, da, bine, bine că citești, dar fii foarte atent, că acolo Eliade prezintă toate religiile, dar nu-ți dă soluția, nu spune pe ce drum să pășești. Și atunci așa am rămas puțin descumpănit. N-am înțeles pe moment ce a vrut să spună și peste ani, când l-am revăzut, când lucrând la ziarul Monitorul, am fost trimis să iau un interviu, mi-am dat seama, cultura nu este mântuitoare. Dar Noica nu trebuie judecat că nu vedea deasupra cerului culturii. Noica trebuie înțeles cu întregul lui, pentru că nu poți să-ți propui să crezi. Credința este un dar. Blaga spune la un moment dat, așa cum cineva are talent să cânte pe scenă, să joace teatru și credința. Este un dar. Și atunci Noica recunoaște și Cioran recunoaște. Cioran spune așa,
ar fi fost viața mea superbă dacă aș fi putut crede. Și Cioran a citit toate viețile de sfinți, a citit toată teologia, dar nu putea crede. Ei, noi ca la un moment dat spune, și așa i-a atras pe Liceanu și pe Pleșu, păi ce puteți face în România anilor 70, spunea Noica? Există un singur partid, deci ne e interesant să faci politică, da? Haideți să facem cultură, haideți să ne scăldăm în mările culturii și scăldându-ne în mările culturii să punem surdină eului. Pentru că adevărata cultură te modelează. Anton Dumitriu vorbea de o asceză a cărții. Dacă stai sute și mii de ore aplecat asupra cărților, acele cărți din mediul extern se transmut în mediul intern, lucrează din interior. Și așa cum Nietzsche spune, dacă te uiți într-un abis prea mult, abisul începe să se uite în lăuntru tău, așa și în cazul marii culturi. Dacă stai zeci de ani, cum am stat eu începând cu anul 1980, în preajma lui Noica, a lui Eliade, a lui Blag, a lui Spinoza, a lui Hegel, a lui... Da? Tot stai. La un moment dat se întredeschide ușa și ai acces la o trăire care nu este din lumea aceasta. După părerea mea, filozofia te schimbă și filozofia este un mod de viață. Așa era pe vremea lui Socrate, așa era pe vremea lui Pitagora, pe vremea lui Platon. Filozofia nu este despre, adică citim o carte despre și la petreceri suntem deștepți și dăm citate. Nu despre asta este filozofia. Filozofia este despre, repet, punerea în umbra euului, Spinoza, netica sa, nu? Și filozofii, mari filozofi ai lumii, tocmai de asta au rămas. Descartes, Spinoza, Schopenhauer și așa mai departe. Heidegger. De exemplu, Heidegger a avut acea problemă, da? În 1933, când Hitler a ajuns la putere, el a acceptat să fie rector. A stat un an. Știm cu toții ce a făcut Hitler după aia. După 44, toată lumea spunea, zice, păi Heidegger este hitlerist. Dar un mare filozof, Derrida, zice, bun, o fi fost el acolo, dar ai citit ființă și timp. N-am citit-o, dar a fost rector când era Hitler. Dom'le, ai citit ființă și timp? Așa și cu Noica. Noica a scris cea mai mare carte de filozofie din istoria filozofiei românești și îndrăznesc să spun, poate chiar europeni, unul cele mai mari. Se cheamă Tratat de Ontologie. În 1983, în cămăruța lui de la Păltiniș, cu acea carte pe masă, publicată în colecția de filozofie românească, Noica a deschis așa o sticlă cu vin, era Pleșu și Liceanu, și Pleșu notează în jurnal, zice, ce să facem, să ieșim pe străzi, să țipăm, să strigăm, s-a născut Tratatul de Ontologie și nimeni nu... Deci, bineînțeles că filozofia materialistă, marxistă, nu avea voie să abordeze, pe de altă parte, nu erau la nivelul lui Noica ca să-și dea cu părerea și acest tratat, ne aflăm în anul 2020, acest tratat scris în 1983 încă își așteaptă comentatorii. Horia Roman Patapievici, de ce nu avem o istorie a filozofiei românești? Și răspundea tot el, nu avem o istorie a filozofiei românești pentru că cei trei mari filozofi ai noștri, Vasile Conta, Lucian Blaga și Constantin Noica, nu au născut școală. Hegel, Kant, Heidegger, când a fost liceanul în Germania, la un congres, Heidegger spune așa, statul german plătește bani, aduce profesori universitari, îi cazează, îi hrănește, ca să facă congres Heidegger, congres Hegel, congres Goethe. De ce? Ca să țină vie paradigma. O paradigmă trebuie ținută vie. Această carte a mea, am scris-o cu modestele mele puteri, la asemenea antologii, de obicei, sunt colective care lucrează. Eu, practic, poate am deschis o pârtie, ca să spun așa, dar vreau să cred că va apărea o antologie noi ca în câteva volume. Noi, în 2020, și asta e un reproș pe care trebuie să-l aducem lui Gabriel Liceanu. Noi nu avem în 2020 opere complete noi ca ediție critică. Da? Ce înseamnă ediție critică? Cu aparat critic. Nu așa că mai publicăm o carte, mai publicăm o carte, nu. Nu avem. De ce? Acest domn, care s-a și îmbogățit cu, ce să spunem, suntem capitalism, da? Editura Humanitas este și o afacere.
Cum nu și-a făcut el timp să plătească câțiva băieți tineri cu doctorate în filozofie să facă ediția critică Constantinoica, magisterul lui. Și într-un eseu de final, pe care l-am pus, pentru că în cartea asta am pus și texte ale celor care nu-l acceptă pe Noica. Noica nu era iubit de toți. Monica Lovinescu, când a citit la Paris cartea lui Noica scrisă despre perioada de detenție, a vrut să-i dea foc. Și a zis, cum Noica, zice, să scrie așa despre perioada de detenție, zice, el care nici nu are măcar deschidere religioasă, adică nu scria din așezarea lui Hristos, adică te iert pentru că te iubesc cu iubirea creștină. O să găsiți texte tulburătoare aici. Nu le-am cuprins pe toate, că nu poți cuprinde tot. Dar sunetul Noica. M-am inspirat de la o antologie de poezie a lui Ștefan Augustin Doinaș, Atlas, de sunete fundamentale. Avem nevoie. Eu nu că nu am putere aici, la bibliotecă avem toate cărțile. Mi-aș dori să scriu sunetul Blaga, sunetul Conta, să avem așa o serie. Dar poate nu numai eu, poate cu doamna directoare să facem un proiect, adică sunt antologii. Noi acum avem niște bibliografii foarte bune. Deci, vedeți, readucem în față. Eu, de exemplu, îl iubesc foarte tare pe Mircea Florian, Recesivitatea ca structura a lumii. Cine mai știe din Mircea Florian? Vedeți? Avem nevoie. Sau Doctrina substanței, sau atâtea cărți. De exemplu, cine mai știe că fratele lui Geo Bogza, Alexandru Bogza, a fost un smerit profesor de muzică în nordul Moldovei și a scris o tulburătoare carte filozofică, Realismul critic. Noica ajunge la Noica la Păltiniș, teancul de file, 1000 și ceva de file, Noica le selectează, scrie o prefață și apare un volum în colecția de filozofie. Și scrie Noica în prefața volumului. Iată un gânditor român de la Fălticeni, de acolo, din nordul Moldovei, care s-a luat de piept cu toți zeii cugetării. Kant, Hegel, Descartes. Păi de ce să nu mă iau de piept cu Hegel, dacă am cu ce? De exemplu, spunea Noica, la bătrânețe am scris o carte despre logică, scrisori despre logica lui Hermes. Și el se întreba așa în smerenia lui. Bine, bine, zice, cobor într-o arenă unde au evoluat Aristotel, unde a evoluat Kant, vă dați seama, logica, dar lăsați-mă să-mi fac și eu micul exercițiu. Și a aflat undeva în Maramureș, la o gazdă, vede așa o ușă foarte îngustă care dădea spre cămară. Și zice, Noica, dar cum intrați pe ușa asta? Și zice, gazda, păi intrăm lăturiș, așa, pe o parte. Și Noica, care avea acest talent de a ridica totul la nivelul gândului, spunea, păi vedeți, așa intru și eu în filozofie. Că au intrat alții cu pieptul înainte. A intrat Platon, a restat Aristotel. Intru și eu lăturiș, dar intru. Altul îi spune, domnul Noica, de ce vă, așa aveți dumneavoastră o obsesie, așa, tot să scrieți cărți de filozofie? De ce nu vă mulțumiți cu miracolul grec, cu miracolul german? La noi care spune așa, zâmbea el, așa, mai zice, uite, tu, de exemplu, dacă vrei să vezi cum e cu starea vremii, deschizi televizorul și vezi, da? Dacă vrei să vezi unei Patagonia, te uiți pe o hartă. Dar la soția ta te raportezi direct, nu pui pe altul să o pupezi. Așa și eu, zice, eu la lume și la om mă raportez direct, eu, Constantin Noica, cu câtă minte am. Nu pun pe altul. Bine, am citit pe toți, i-am citit, dar simt nevoia să spun și eu ceva. Ei, ăsta era. Noica avea buzele, se vede și din poze, da? Avea buzele subțiri, se pare că oamenii cu astfel de buze sunt predispuși spre asceză, avea o bască așa și îl proiectiseră, parcă era un călugăr iezuit, așa retras undeva, și trăia, vă spun, îți venea să plângi. Deci în camera lui, un rezervor de ăsta de tablă, cum punem așa prin grădini, deasupra chiuvetei, sub chiuvetă o găleată și la parter un boiler. Eu când am făcut foc un boiler ora, a ieșit fum în toată cabana. Zic, acum mă dă afară Noica, și nu te dau afară, că așa pățesc și eu. Deci vă dați seama ce condiții. Iar cel care a stat cu el în cabană și care era și cel care răspundea de măsurarea temperaturii, ăla i-a făcut, de exemplu, era așa o cărămidă de azbest și a pus așa o rezistență să se încălzească Noica. Când venea liceanul cu pleșul, Noica credea că dacă pune boabele de cafea în apa fiartă, va ieși cafea. Deci el nu avea, vedeți, nu avea această dimensiune. Aici greșesc soțiile noastre, că vor să fim și filozofi, dar să aducem și pâine, să ducem și gunoiul, să facem și cafea. Păi nu, domnule, filozoful trebuie să-l lași, adică el trebuie lăsat. Da? Glumesc acum. Ideea este următoarea.
În carte am pus mare accent pe prima parte, omul Noica. Am avut privilegiul să-l cunosc pe acest om. Și iată ce îmi scrie Sorin Lavri, care actual este cel mai mare specialist în Noica. Mâine va avea la Muzeul de Artă o conferință. Ce îmi scrie Lavri pe coperta a patra? Îl invidiez pe Dan Iacob pentru șansa de a-l fi întâlnit pe Noica în carne și oase. I-a simțit timbru vocal, i-a auzit dicția, i-a văzut mișcarea sprâncenelor, i-a urmărit legănarea degetelor. Empatia pe care a căpătat-o atunci îl face ca acum, după aproape 35 de ani de la întâlnirea de la Păltiniș, să editeze o analectă de texte avându-l în centru pe filozof. Antologia pe care a alcătuit-o e o mostră de acribie și de flair speculativ. De aș fi fost în locul lui, nu aș fi putut opera o selecție mai bună. La 110 ani de la nașterea gânditorului, volumul este o statuie livrescă închinată memoriei sale. Numai citind un asemenea volum, poți să-ți dai seama de cât de profund a fost influența lui Noica asupra culturii române. Și nu vreau să închei, înainte de a vă citi un fragment, sigur, textele din Noica, multe din ele, eu le știu pe de rost. Dar mi se pare fundamental un lucru. La un moment dat, în prelungirea gândului Nicasian, Sorin Lavri spune așa. Sunt patru categorii de oameni. Fiți foarte atenți, pentru că, înțelegând astea patru categorii, înțelegeți ce-i cu societatea românească astăzi. Prima categorie, oameni de rând, oameni de masă, de manevră. Apoi, oameni reprezentativi, oameni pe care îi vedem peste tot în lumea mediatică. Ei sunt, într-un fel, media statistică a defectelor naționale, de la fotbaliști, politicieni, până la moderatori și vedete. Omul exponențial, care face cultura și destinul unei comunități, piscul. Aici intră toate personalitățile mari românești, indiferent că s-au mișcat în lumea culturii, au murit în închisori, s-au luptat în munți. Și al patrulea, omul providențial, pe care nu-l poți înțelege rațional. În privința lui te gândești imediat la ceva divin, la ceva misterios, luminos, pe care mintea noastră nu-l poate înțelege. Din această categorie face parte Eminescu. Eminescu nu este reprezentativ, nu este doar exponențial, nu este doar un făcător de cultură, de operă. În cazul lui simți, într-un fel, aripa luminosului. Acolo s-a petrecut ceva de vreme ce a putut să apară un asemenea om. Lucrul acesta îl simt chiar și adversare. Există ceva formidabil, providențial în Eminescu. Tocmai de aceea Noica l-a apărat și s-a străduit atâta să-i publice în facsimil manuscrisele. După părerea mea, și Noica este un om providențial. Ștefan cel Mare a fost providențial. Carol I, Mihai Viteazu, Brâncuș. Avem nevoie, ca să scoatem România din cotitura în care se află, de oameni exponențiali, dar mai ales de oameni providențiali. Dar omul providențial îl trimite bunul Dumnezeu. Și am să închei cu un mic fragment din Noica. La un moment dat, Noica, într-o vară, mai precis în august 1940, a scos revista Atsum, care însemna Sun de față, a scris-o de unul singur. Ea avea citate din Apostolul Pavel, din Apostolul Petru, și spune așa Noica într-un pamflet despre inerția românească. Și cum arată timpul acesta al nostru pe sfârșite? Fără să vrea, fără să o știe, un poet l-a personificat odată închipuind o parabolă. Se cobora Iosif din Arimatea, spune poetul, de pe muntele Golgotei, unde tocmai fusese răstignit Iisus. Și ajungând în vale, zărește un tânăr șezând pe o piatră, cu capul în mâini și plângând. De ce plângi? Îl întreabă Iosif din Arimatea. Plâng, răspunse tânărul, pentru că și eu am vindecat bolnavi. Și eu am înviat morți, și eu am făcut minuni, dar pe mine oamenii nu m-au răstignit. Nu l-au răstignit. De ce să-l răstignească? Minunea e un semn. Minunea e o arătare a adevărului. Când e minune fără adevăr, semn gol, instrument, mijloc, atunci oamenii nici nu te adoră, nici nu te răstignesc. Dar tânărul nu știe. Și tânărul acela care vede și nu înțelege, care face și nu capătă, tânărul acela este fratele fiului risipitor. Este timpul nostru. Și un ultim text din articolul Partea Legendei. Fiecare neam viu își are lumea sa legendară.
Blestemul nu e că nu o poți înfăptui. Legenda se înfăptuiește întotdeauna pe jumătate. Blestemul e că nu o poți visa. Neamul tău va fi atâta timp cât îți va fi dat să spui. Cred în România legendară. Aceste mărturisiri și prin aceste texte ne-ați dus în lumea lui Constantin Noica. Se pare că a fost un privilegiu și a fost omul providențial pentru Dan Iacob, nu numai pentru cultura română. De aceea, acum în încheiere, domnul Florin Țuțuianu ne va cânta de nou. Domnul Dan Iacob, căruia îi transmitem o dată la mulți ani, voi interpreta prima piesă cu care am început. Bacoviana versuri Victor Munteanu. Pe străzile ude, grele de rulă, s-a revărsat pustii. De colegele mele din liceu, clasa 12, care sunt aici de față. Sigur că noi astă vară am avut întâlnirea de 40 de ani de la terminarea liceului. Nu trebuia să spun asta, că o să deduceți ce vârstă au ele. Și atunci îmi cer scuze că nu le-am, e încă un nucleu, pentru că noi de acum, și noi avem prag 60, numai praguri de acum înainte. Deci, practic, din prag în prag, până la marele prag. Eu acum pregătesc o antologie de versuri, nu prea vestele, pentru că sunt poezii de trecut marele prag. Deja am vreo 50-60. Nu știu, cred că o să las-o fie publicat postum. Mulțumesc încă o dată. Vreau să fac două anunțuri importante ca toate anunțurile.
În curând va avea loc a treia ediție a concursului, a festivalului Ambasador Nemțeni. S-au făcut propuneri, sunt de la una la cinci propuneri și una dintre cele mai îndreptățite propuneri pe care am făcut-o este Dan Iacob. Dacă sunteți de acord cu propunerea, ținând cont de această carte și de Ramura de Liliac, vă rog, în cazul în care nominalizarea rezistă, să-l votați. Deci... Eu vă sunt pe fiecare în parte și... nu scăpa. Al doilea anunț, să știți că votul dumneavoastră contează. Al doilea anunț, așa cum s-a spus, cartea a apărut la Papirus Media și atât Părintele Paiu, deci am înțeles că și autorul Coperții, cât și doctorul Arbătescu n-au putut să vină, m-au mandatat pe mine în calitate de consilier editor. Dar au spus, anunță-l pe Dan că îl vom sărbători în fanfar la Roman, cu o lansare, o să vedem când, asta de comun de acord cu autorul. Și pentru că, ca întotdeauna, Mihai Hanganu face semne că și-a făcut lecțiile, să-l lăsăm să vedem ce vrea. Să-l lăsăm, sigur, să vedem despre noi, ca ce spuneam. Să vedem ce... Că totul făcea semne, știi. Astăzi mi-a fost mai ușor că am găsit o hârtie rezervată acolo pe scaun și am reușit să scriu. E o idee. Gânduri către Dan Iacob. Privesc spre tine încrezător, cum am făcut-o an de an, că ești de gânduri vărsător și îți spun mulți ani, iubite Dan. Să-ți fie viața dreaptă ca trunchi curi vechi de fagi și îmbelșugată orice faptă lângă oamenii cei dragi. Și pentru că domnul președinte Brăneanu a spus că Dumitru, de fapt, m-am gândit eu, domnule, am făcut eu rima cu Dan, dar cu Dumitru și am făcut-o și asta. Astăzi, iar de la pupitru, ne încântă și Dumitru. Iată că am încheiat într-o notă pesimistă, optimistă, atât pentru cultura română, cât și pentru Dan Iacob. Îi spunem încă o dată, la mulți ani din toată inima, să fii sănătos și să ne trăiești într-o mulți ani nouă și celor care te cunosc mai mult sau mai puțin în inima și sufletul tuturor celor care astăzi nu au putut să fie prezenți aici. Să fii mereu de darnic, de iubitor și să dăruim câte ceva din experiența de viață, din cultura noastră, să învățăm să avem discipoli, să fim mentori pentru unii, pentru că astfel sistemele vor dăinui. Societatea românească va merge înainte. La mulți ani. Și eu țin să-i mulțumesc doamnei directoare pentru că a venit în întâmpinarea unor propuneri pe care le-am făcut apropo de proiectele bibliotecii. Și pentru prima dată în cei aproape 35 de ani de muncă, încep să vin cu plăcere la servici. Vă mulțumesc! E un lucru mare care te obligă de asemenea.